Înscrierea se va face de luni până vineri între orele 8 și 20 și sâmbătă între orele 8 și 13. Până în data de 13 martie va fi comunicat rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului. În 17 martie, Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar va procesa și va repartiza la școală de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea tip de înscriere. Între 18 și 20 martie se va derula procedura de admitere sau respingere a cererilor la nivelul Comisiei de Înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare. În zilele de 21 și 22 martie va fi afișat numărul de locuri rămase libere, iar în data de 11 aprilie se vor afișa la fiecare unitate de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa 1.